grupe TCRA sublinierei plus azi, după acuzațiile Andrei Cosma, Ipș Buzu ar fi certificat scrisul unui martor inexistent. După ce deputatul PSD Andrei Cosma a făcut o interpelare la ministrul de interne, acuzând că testele poligraf comandate de unitatea de elită DNA ar fi false, ele fiind contrafăcute de cei de la Ipș Buzu, fostul deputat Sebastian Ghiclu se azi. Ghica a povestit, într-o intervenție la România TV, ce un expert de la Ipș Buzu ar fi fost cel care a certificat scrisul unui denunctor inexistent. Mai exact, al lui Serghei Petru subliniere, cel despre care s-a spus ce ar fi de fapt Vlad Cosma sub acoperire. Certificarea faptului ce scrisul al lui Serghei Petru subliniere e real sau nu e făcut tot la Buzu. La Buzu tot certific tot ce nu există. A apărut un expert care analizează scrisuri la Buzu subliniere i-a zis ce e scrisul lui Serghei Petru subliniere, un om care nu există. A povestit Sebastian Ghic. Potrivit informațiilor publicate de România TV, Andrei Cosma susține ce procurorii apelau adesea la test la Ipș Buzu, care ar avea aparaturi vechea, mult mai în subliniere ori de mesluit, în timp ce în sediul de la Prahova ar exista aparaturi moderne. Din informațiile pe care le dețin a rezultat ce echipamentul de la Ipș Prahova este unul performant, de ultimă generație, în timp ce echipamentul de la Ipș Buzu este unul vechi, neperformant subliniere îi permite falsificarea testului, scrie Andrei Cosma în interpelare.